chec cu coacăză roșie, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Într-un vas batem 100 de grame de unt cu 80% grăsime, cu 100 de grame de zahăr și 5 grame zahăr vanilat. Încorporăm 2 ouă continuând să mixăm. Apoi 250 de grame de ricotta. 120 de grame de ciocolată albă topită și puțin răcită. Cernem 200 de grame de făină cu 5 grame praf de copt. Amestecăm totul bine până nu mai avem cocoloașe. La final turnăm 80 de ml de lapte și amestecăm din nou. Turnăm aluatul într-o formă cu diametru de 20 de cm. Nivelăm ușor, presurăm cu 100 de grame de coacăză roșie sau alte pomușoare. Coacem checul la temperatura 180 de grade pentru 40-50 de minute. Am scos checul preventiv, acum îl vom servi. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare! Poftă bună!